Bună dimineața dintr-o zi cețoasă și un pic ploioasă aici în Madeira, aici în vârful muntelui unde suntem acum, pentru că în Funchal când am plecat erau 24 de grade. Ne îndreptăm către, stați să văd cum se numește localitatea pe GPS, Ribeiro Frio, de unde o să facem o mică drumeție pe lângă o levada. Levada sunt niște canale de irigații. Cea mai mare atracție turistică din Madeira, sau mă rog, una dintre cele mai mari atracții turistice, sunt aceste levada, care sunt canale de irigații construite în urmă cu 400-500 de ani, în secolul 15, de către sclavi. Aceste canale de irigații aduceau apa din partea de nord a insulei înspre partea de sud, care era foarte uscată, foarte secetoasă. Sunt săpate în stâncă, în piatră, de către sclavi la vremea respectivă. Sunt funcționale și în ziua de astăzi. Și pe lângă aceste levada se fac niște plimbări foarte plăcute prin pădure, am înțeles. Sunt unele mai ușoare, altele mai dificile. Asta din punct de vedere al traseului, vreau să spun. Am ales una dintre cele mai ușoare drumeții pe lângă levada, care nu mai țin minte exact cum se numește, dar o să las scris undeva aici pe ecran. Este o drumeție care o să dureze vreo 2 ore. Din păcate, vremea nu este extraordinar de bună aici. După cum am mai spus, în Madeira sunt mai multe microclimate. Deci s-ar putea ca într-o parte să fie soare și să fie chiar caniculă, așa cum s-a întâmplat, se întâmplă astăzi. În Funchal este foarte cald, este perfect senin și la nici 30 de kilometri, pentru că asta este distanța, 28-30 de kilometri, este ceață, plouă și sunt 10,5 grade. Îmi arată pe termometru. Sper să nu-mi fie foarte frig. Mi-am adus un cardigan, am și șapca asta care o să mă apere de ploaie, am și o eșarfă. Nu știu de ce nu mi-am luat geaca de ploaie cu mine, nu m-am gândit, pur și simplu, că s-ar putea să fie așa diferență mare de temperatură. Dar să nu mai vorbesc așa de mult și să vă las cu niște imagini mai frumoase decât mutra mea. Aici începe traseul către Balcoes, așa se numește. 1,5 km are traseul și zice să nu hrănești păsările și noi tocmai am luat niște pâine pentru că am văzut că păsările sunt foarte prietenoase și intenționam să le dăm mâncare, dar se pare că nu este voie. Iar intrarea este 3 euro. Ca să intri pe traseul ăsta, trebuie să plătești 3 euro de persoană. În urmă cu ceva ani știu că era gratuit aproape peste tot, dar și-au dat seama că au de unde să scoată bani. Uite, chiar de aici încep canalele de irigații. Canalul săpat în piatră, săpat în stâncă, pur și simplu. Desigur, alea asta pe care mergem noi a fost construită ulterior, dar astea au, levadele astea au o vechime de aproape 500 de ani. Și prin ele curge apă în permanență. Sunt canale de irigații oarecum rudimentare, dar foarte eficiente din moment ce sunt folosite și în ziua de astăzi. Pare cumva o atmosferă de toamnă, sunt multe frunze căzute și probabil își schimbă și pomii ăștia frunzele din când în când. Și într-adevăr este umezeală, dar nu e frig. Până la urmă am mai coborât un pic, suntem la o altitudine mai mică și sunt 13 grade.
E foarte relaxantă plimbarea. Este o umezeală extrem de mare. Și de sus și de jos. Este și ceață, parcă și picură câte un pic, dar este foarte plăcut. Cred că dacă era prea cald, nu era așa de bine. Este vremea perfectă. Și sunt atâtea plante pe care nu le-am mai văzut sau care sunt altfel decât le știam. Uite, de exemplu, feriga asta este absolut imensă. N-am văzut în viața mea așa ferigă mare. Madeira e împânzită de levade. Peste 1000 de kilometri, nu mai țin minte exact numărul, dar e o distanță enormă, parcurg o distanță enormă. Toată Madeira este împânzită. Balcoiș, am văzut că citesc portughezii, pronunță acest cuvânt, adică balcoane. Balcoanele care înseamnă, de fapt, viewpoint-ul și în același timp punctul final al drumeției noastre. Este un loc de unde se poate admira peisajul în toată splendoarea lui. Adică aici. Suntem undeva foarte sus și da, a meritat. Am pornit înapoi. Cam o oră a durat traseul acesta. Este unul dintre cele mai ușoare. Sunt multe, foarte multe drumeții care se pot face de-a lungul levadelor. Unele însă au un grad de dificultate mai mare. Ceea ce m-a făcut pe mine să renunț la un traseu pe care aș fi vrut să-l fac era faptul că scria clar pe internet că dacă ai rău de înălțime, este de evitat. Și știu exact cum s-a întâmplat ieri pe vârful muntelor, pe Pico d'Ariero, când mi s-au înmuiat picioarele ca spaghetele erau. Și aveam așa o senzație foarte neplăcută. Din punct de vedere fizic, nu am avut niciun fel de problemă, ci doar din punct de vedere psihic. Așa că nu, dacă este cu înălțimi foarte mari, evit astfel de trasee. O mulțime de flori, o mulțime de plante pe care nu le-am mai văzut. Uite și floarea asta. Zici că e crescută în seră, zici că e pentru a fi vândută într-o florărie. Am coborât din vârful muntelui pe un alt traseu, adică pe o altă cărare. Suntem în Ribeiro Frio, așa se numește localitatea. O localitate rustică, este chiar un sat, am văzut în curțile oamenilor găini și oi și chiar miroase ca la noi, la țară. Ne-am oprit la un restaurant, restaurantul satului, cum ar veni, cârciuma satului, pe marginea drumului și Cristi și-a comandat o supă. Ne-am oprit mai mult ca să savurăm atmosfera locului. Este aici un foc deschis cumva și se vede prin sticla asta și dacă stai lângă el este chiar călduț. Sunt vreo 13-14 grade afară, nu ne-a fost frig deloc în drumeție.
dar e plăcut să stai lângă foc și miroase a fum, miroase foarte frumos. Ăsta este restaurantul. Eu mi-am comandat un poncha, poncha regional, lichiorul ăla al lor tradițional. L-am întrebat pe chelner dacă nu este prea devreme și a zis că nu, ei beau poncha la micul dejun. A glumit, desigur. Și da, facem o mică pauză. Ne asortăm la culori, Cristi, nu? Și supa e galbenă și poncha meu este tot galben. Și cu tricoul tău se asortează perfect. În Santana am venit, așa se numește localitatea din nordul insulei, unde se găsesc niște căsuțe tradiționale care s-au păstrat așa cum este cea din spatele meu, o arhitectură specifică insulei Madeira. Doar aici s-au păstrat căsuțele astea acoperite cu stuf, cu acoperișul foarte ascuțit. Era un loc foarte greu accesibil, atât de pe uscat cât și de pe mare, și poate că ăsta a fost unul din lucrurile care a făcut să se păstreze atât de mult timp o arhitectură specifică și să nu fie combinată cu elemente luate din alte părți. Santana, localitatea în care ne aflăm, este în nordul insulei, partea aceea mai ploioasă, mai răcoroasă. Sunt 22 de grade, dar bate vântul destul de tare. Uite, văd că sunt amenajate căsuțele. Nu se filmează nouă într-o aici. M-a și speriat Cristi cum mi-a spus așa de sever că nu se filmează înăuntru. Uite, așa sunt acoperișurile din stuf. Sau, de fapt, niște paie rămase de la culturile lor de cereale. Ce am vrut să vă mai arăt și am tot uitat... Hortensiile. Astea sunt hortensii, eu așa cred. Sunt atâtea hortensii peste tot, inclusiv în pădure. Hortensii sălbatice, cred că sunt, pentru că sunt câmpuri întregi cu flori din astea, toate albastre sau marea majoritate albastre. N-am văzut nicăieri hortensii în sălbăticie. Parcă sunt niște căsuțe din povești. Să vă arăt câteva chestii drăguțe dintr-un magazin de suveniruri cu articole tradiționale. Lucrurile astea din ceramică mă atrag cel mai tare. Un bol. Mi-a plăcut bolul acela verde. Și untiera asta. Uite cât este de frumos pictată. Pictată manual. Și ce am mai văzut drăguț? Stai că am mai văzut ceva. Tot felul de boluri și de farfurii. Uite și asta verde, ce drăguță este, ca o frunză de varză. Căni. Foarte mult îmi place cana asta. 12,50 €. Ăștia sunt struguri, cred, pentru sare și piper. Și niște carafe. Frumoase și carafele. Tot ce este din ceramică îmi place. Astea sunt pentru sosuri. Eu așa cred că ăsta este un strugure. Asta este o pară, clar, o pară orizontală sau o pară pusă în picioare. Și strugurii ăștia tot pentru sare și piper. Normal că sunt mulți struguri în Madeira dacă au vinul acesta atât de bun. Niște boluri mai mari aici. Suporturi pentru lingură. Zice că sunt pictate manual. Și o carafă superbă. Tot un strugure mare cu niște frunze de vie, de viță de vie. Recipiente pentru sare. Ah, ce drăguțe sunt și astea, cu capac de lemn. Să le ții pe blatul din bucătărie, să ai tot timpul sarea la îndemână. Sare și piper în formă de pantofiori. Solniță.
Iar cocoșul ăsta pur și simplu m-a dat gata. Cât este de drăguț un cocoșel din ceramică. Ce frumos ar merge decor de Paști. Dar de ce nu tot timpul anului, pentru că mie îmi plac găinile. Dacă tot am venit în Santa Ana, am zis să vedem cum e plaja aici, la Cheleau de São Jorge, cam așa cumva am văzut că se pronunță. Când spun am văzut cum se pronunță, înseamnă că m-am uitat pe Google Translate. Cheleau ăsta, Calhau se scrie, înseamnă pietriș, este o plajă cu pietricele. Uite, aici este un pod. Ce faină plantă e acolo, cu arcadă. Acum văd și eu ce plantă mi-a arătat Cristi. Crește pur și simplu în structura podului, în piatră. Foarte interesant. Este o zonă foarte ploioasă aici. Este mult mai umed în nordul insulei decât în sud. Astea par a fi un fel de piscine naturale. Din apa care vine din Amonte, au făcut un fel de baraje. Uite, Cristi este deja jos pe plajă, îl văd acolo. Pescuiește. Piscine naturale într-o parte, iar acolo sunt niște piscine amenajate. Un complex cu restaurant, piscină. Și mai departe un pic oceanul. Zice că este destul de periculos să faci baie aici, nu se recomandă. Este o mare destul de agitată și mai mult surferii au acces aici, pentru că sunt vânturi puternice și îi avantajează. Ce pietri! Și aici sunt dita mai pietrele, dita mai bolovanii. Un bolovăniș mai degrabă decât pietriș. Sunt foarte mari bolovani ăștia. Peisajul însă e splendid, oceanul minunat și când îl văd pe Cristi atât de gânditor, îmi aduce aminte de Bătrânul și Marea, un roman de Hemingway. Am mai făcut 30 de kilometri și am venit pe coasta de est a insulei. Nu mai știu exact cum se numește punctul acesta. Este o peninsulă, cel mai estic punct din Madeira. Și ne-am oprit un pic pe marginea drumului într-o parcare pentru că am văzut un peisaj magnific. Nici nu am cuvinte să îl descriu. Mai este aproximativ o oră până o să apună soarele. Și poate o să reușim să prindem un apus extraordinar dacă se vor ridica norii, pentru că deocamdată este destul de înnorat. Aici începe traseul către punctul estic, cel mai estic al insulei. Este un traseu pe care nu putem să-l facem acum pentru că mai este doar o oră și se va întuneca. Nu știu dacă o să venim mâine sau mâine, pentru că nu mai avem așa.
așa de mult timp la dispoziție, dar peisajul este absolut magnific. Bate vântul, în schimb, extrem de tare. Nu știu dacă o să se audă ce vorbesc eu, pentru că nu am un microfon separat. Este microfonul de la telefon. Dar oricum, cuvintele sunt greu de găsit și imaginile fac cât o mie de cuvinte.